Elena Văcărescu. S-a născut la București la 21 septembrie 1868 într-o foarte veche și vestită familie de boieri. A fost poetă, prăzătoare, autoare de piese de teatru de expresie franceză. A fost fiica diplomatului Ioan Văcărescu și a Eufrosinei Fălcoianu, nepoata pe linie directă a lui Iancu Văcărescu. Familia din care scobor eu a fost familia de intelectuali cu deosebire a României de odinioară. Mama mea aparținea și ea unei vechi familii de boieri, Fălcoiani, prezenți în toate cronicile de altă dată ale Valahiei, scria Elena Văcărescu. Și-a petrecut copilăria și adolescența la vatra Văcăreștilor de lângă Târgoviște. Dintre toate locurile unde au viețuit poeții văcărești din Dâmbovița, duc mai mult cu ei semnul unei ursite și vraja unei amintiri, spunea poeta. A primit o educație aleasă. Prin 1891 se afla în Italia, în exil, pentru ca după un scurt popas în țară, în 1895, să se stabilească definitiv în Franța, unde s-a impus în viața literară pe mai multe planuri. A debutat în anul 1886, publicând la Paris volumul Chant d'Or, Cântecele zorilor, premiat de Academia franceză. A tradus în limba franceză din poeziile lui Eminescu, Blaga, Goga, Topărceanu, Minulescu, Vinea. În perioada primului război mondial, Elena Văcărescu a militat pentru realizarea Marii Uniri de la 1918, iar începând cu anul 1919, a fost numită de către regele României secretar general al Asociației Române pe lângă Societatea Națiunilor pentru o perioadă de 20 de ani. Pentru meritele sale, guvernul francez i-a acordat Ordinul Cavaler al Legiunii de Onoare. Ca urmare, în anul 1925, Elena Văcărescu a devenit membru de onoare al Academiei Române, ea fiind prima femeie din România care a beneficiat de acest titlu. A încetat din viață la Paris la 17 februarie 1947 și a fost înhumată în cripta familiei Văcăreștilor din cimitirul Belu. A lăsat moștenire Academiei Române prin testament majoritatea averii Văcăreștilor. Să nu uităm, dragi prieteni, să cinstim și să iubim România în fiecare zi. Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.